take you somewhere so you know I care, but it's so cold. A passato Dorchiller! They won't flower like they did last spring. And if somebody hurts you, I wanna fight. But my hand's been broken once so many times. So I'll use my voice, I'll be so fucking rude. Was they always win, but I know I'll lose. And I'd sing a song that'll be just ours, but I'd send them all. Ștefan Guțanu. Așa, câți ani ai? Am 24 de ani, sunt din Republica Moldova, dar de 5 ani sunt în România, învăț în Timișoara. Și în timpul liber fac și livrări muzicale. Tu ești livrator! A, tu ești livratorul! Eu sunt livratorul, da. Ăla cu mie foame cu perfect ultima dată pe... Da, și ai făcut tu mișto de mine că îmi place cina și că mănânc la prânz și seara și mă îngraș. Da, eu fac sunt. Fasting, băi! De 3 ani face fasting! Îmi pare rău, uite, nu știam. Tu n-ai știut? Așa, stați așa un pic, uite. Eu nu știu cine e livratorul, explicați-mi și mie. Cântă pe bicicletă în timp ce livrează mâncare și schimbă versurile în funcție de apetențele culinare ale publicului. Dar pot să vă cânt la fiecare ca să vă dați seama. Așa, ia. Perfect, n-am mâncare, piesa asta nu-mi ține de foame. Perfect, n-am mâncare, piesa asta nu-mi ține de foame. Irina. Parodie cu Irina a fost cea mai populară de pe TikTok. Ia să văd. Nemâncata ta, nemâncatul meu, comandăm ceva online, azi nu gătesc eu. Nemâncatul meu, nemâncata ta, te-aș minți dacă te spune că nu vreau shawarma. Că mor de foame, că mor de foame, nu mor de tine, mor de foame. Dacă mor de foame, că mor de foame, nu mor după tine, mor de foame, da. Băi, în unele cazuri e adevărat, să știi. Pentru Teo ai? Are. Ia, care e pentru Teo? Ia. Dar înainte zi cine ți-a zis să vii la Vocea României? Teo mi-a zis să vin. Mi-a scris la un comentariu la un videoclip. Băi, ce bine că l-ai pus să vină și nu te-ai întors. Băi, exact. ba da, să știi că am vrut să mă întorc, doar că da? N-a fost... Nu te-a lăsat Brânciu. Nu, n-a fost o cântare chiar perfectă, timbru e excepțional. Păi, hai că vorbim după aia despre asta, hai că vorbim după aia. Voi de ce sunteți în scaunele alea? Ca să mai faceți și vocile bine, să spune. Stai așa să vedem piesele înainte după aceea vorbim. Fără tine am învățat că poți și comanda, n-am să mai gătesc nici o zi din viața mea. Poți și fără tine. Ce bună e asta, mă. Mi-e foame, știi bine. Fără tine am învățat că poți și comanda, n-o să mai gătesc nici o zi din viața mea. Mi-e foame, știi bine. Mi-e foame, știi bine. Bine, mă, ești tare. Iartă-mă. Înainte să cânti capodopera mea,
Vreau să te întreb ce ceva. De ce n-ai cântat piesele astea? Păi nu știu. Acum ești atât de convingător când vorbești despre mâncare. Ești mai convins. Mi-au și trecut emoțiile acum, deci sunt mai ok. Zi-mi piesa mea, cum sună mea? Nimeni nu-mi gătește, nu acum. Nici la cină și nici la dejun. Foame și sunt bucuros să-ți spun. Comanda e pe drum. Ce piesă e? Bine! Noaptea de Crăciun, mersi pe de Crăciun. Bă, ce tare ești, mă. Ce mă bucur că ai venit. Tare. Dar la smiley ai? Da. Ia. Ce să fac dacă mi-e foame? Eu vreau mâncare. Comand ceva natural. Sunt pe bio, asta e clar. Da, clar. I like it. E clar. Mă bucur tare pentru tine și sper să ți se schimbe viața aici la Vocea României, sincer. Bravo, felicitări pentru creativitate. Mersi tare mult. Mulțumesc frumos. Eu m-am întors pentru timbru tău. Cred că e important să avem diversitate aici la Vocea României și e important să nu ne concentrăm doar pe vocile cu un ambitus absolut excepțional, ci mai ales pe vocile cu un timbru special, care de foarte multe ori pot fi sarea și piperul acestui show. Poate cea mai mare voce pe care a avut-o swing-ul Frank Sinatra, nu știu dacă avea două cine octave. Cine știe ce întindere, da. Dar Frank Sinatra este exemplu clar că dacă ar fi venit la Vocea României, poate n-ar fi trecut de live-uri. Lui se spunea The Voice. Da, exact, se spunea The Voice. Și atunci ar trebui să ne gândim la chestia asta. Te vreau în echipa mea, categoric, dar na, nu pot să nu dau cuvântul colegei mele de suferință. Mulțumesc mult, tuturor. Irina Rimes. Eu mi-am adus aminte că într-o zi am luat piesa Cel mai bun prieten de la mine și găteam borș acasă și am făcut o piesă despre asta, despre borș. Pe mine când mă doare, eu fac un borș, fac de mâncare și trece tot lumea, asta e mare. Am și oameni care îmi plac, dar mamă, îmi place acasă, că am chestii de mâncat. Mă rog, ceea ce voiam să spun este că în momentul în care cântai, mă gândeam ce aș putea să fac cu tine în etapele următoare și, într-adevăr, sunt multe chestii de lucru. În schimb, ai un timbru foarte, foarte frumos, așa că m-aș bucura mult dacă ai venit în echipa mea. Mulțumesc frumos! Întrebare! În timp ce vei fi la Vocea României, vei mai face livrări? Nu știu, trebuie să vorbesc cu cei unde lucrez. Poate mă mută pe București. O să-ți ceară numai brânciu de mâncare! Îți spun eu... Scuză-mă pentru tine. M-am tot gândit. Scuză-mă puțin. Eu ți-aș da comenzi în fiecare zi. Mulțumesc. Ia. De mult... Du-te-mi acolo. De mult... Du-te-mi acolo. Te bat. Am încercat... Du-te bat. Și-am tot mâncat... Te bat. Am tot mâncat... Te bat rău. Apoi, de frigider, m-am atașat... M-am și legat. Și apoi. Și acum, orice ar fi, voi încerca și voi slăbi. Dar iată că nu reușesc. Nu te mai de aici, reușesc. Eu voi slăbi. Orice ar fi, eu kilograme voi nimici. Voi râdeți acum, o să vedeți ce slab voi fi pe pereți. Orice ar fi în felul meu, eu voi slăbi. Bine, bine, bine. Ne vedem la sala Palatului pe 24, 25 și 26 membri. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bine, Tudor, bravo. Mie sănătos. În ritmul ăsta rămân fără job.
Într-o notă mai serioasă, aș vrea ca momentul ăsta să nu fie interpretat greșit. Obezitatea este o problemă. Multor oameni le este foarte greu să slăbească și asta nu e o chestie de râs. Luați-o doar ca pe o glumă între mine și Horia, cel mai bun încasator de la noi din sector. Deci fii atent ce vreau să spun. Tu dacă îți relochezi, așa cum ai spus, toată activitatea ta la Vocea României, atâta mâncare cât bagă Bartoș în el, n-am mai văzut. Când vin la el în cabină, vina pe mine. Două mese sunt pline. Nu e deci... adevărat. Te contrazic. Eu mănânc mai mult ca Pavel. Dar ai o tenie. Țin la ea... Te-ai atașat de gardia. Da, dragul meu, ce va fi? Comanda se duce către Tudor sau către Irina? De la început mi-am dorit foarte mult să se întoarcă. Și Irina și Smiley. Îți mulțumesc, Tudor, foarte frumos că te-ai întors, dar o să merg la Irina. A pierdut comanda! A pierdut comanda! Ba, e un timp minunat. Abia aștept să fac muzică cu tine. Abia aștept. Bravo, Ștefane!